Salutare doamnelor și domnilor, sunt Traian Stoianov și începem ora de live pe Air Live. Suntem la Centrul de Justiție Familială. Am venit aici să vizităm această instituție pentru a înțelege care sunt serviciile pe care le oferă cetățenilor Republicii Moldova, dar și cât de importantă este existența unui astfel de centru pentru societatea țării noastre. Să mergem! Centrul de Justiție Familială al Poliției a fost inaugurat pe 10 octombrie 2023. De fapt, din această perioadă până la 1 noiembrie ne-am aflat într-un proces amplu de instruiri, unde noi am stabilit acești criterii de interacțiune în toate subdiviziunile teritoriale a Direcției de Poliție Municipiului Chișinău și nu doar, pentru a stabili acel mecanism de interacțiune și a prelua aceste victime a violenței în familie, și aici mă refer la fetele, femeile și cuplul mamă-copil, dar și a bărbaților. De fapt, centrul activează din 1 noiembrie, precum și am menționat. Noi ne propunem ca tot, pe tot parcursul, deja parcurs în acest domeniu de documentare, investigare, cât și de curmare, prevenire și asigurarea unor asistențe îndreptate către victime violenței în familie și violenții sexuale, să avem o abordare multidisciplinară. Prin acest scop și avem în cadrul Centrului de Justiție Familială nu doar angajați cu statut special, dar și personal delegat. Și aici vreau să mă refer la acel personal care a fost delegat în baza unor acorduri de colaborare încheiate, a acelor acte de parteneriat. Și aici aș vrea să menționez faptul că avem atât medic ginecolog, medic legist, asistent medical, atât o corelație foarte strânsă cu juriști, procurori, judecători, fapt ce ne creează acele condiții benefice și prietenice pentru a acorda asistența necesară victimei violenței în familie, astfel încât victima să nu fie nevoită să facă drumuri în plus, să bată la ușă nenumărate, încercând de a-și face singură dreptate. Avem concentrate toate mecanismele, toți specialiștii într-un singur loc, sub aceeași locație, unde oferim acea asistență necesară. Vă propun să facem o tură prin acest centru. Persoanele care sunt supuse unei forme de violență sau care trec prin acest fenomen și care de fapt au și sesizat acest fapt, ele sunt referite prin intermediul serviciu unic 112, prin telefonul de încredere pentru femei și fete 08008008, prin intermediul asociațiilor non-guvernamentale care sunt acreditate în Republica Moldova și deja propriu-zis al victimei. Odată fiind sesizată această informație despre comiterea sau săvârșirea unei fapte ilicite, precum ar fi violența în familie, noi deja preluăm legătura cu cei angajați ai Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă care sunt în subordinea Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, evaluăm pe scurt cazul, după care un angajat care efectuează serviciu 24 din 24 aici în cadrul Centrului de Justiție Familială preia legătura cu acei angajați, precum am spus, și deja conduce spre referire victima aici la centru pentru a-i se acorda asistența necesară. Odată condusă în centru, la recepție, avem un ofițer superior care de fapt este și manager de caz, desemnat pe fiecare caz separat, evaluează riscul persoanei, stabilește situația de criză în care se află și deja determină ordinea în care interacționează fiecare specialist în parte, reieșind din cauzele, condițiile și circumstanțele cazului. De la deschiderea centrului propriu-zis au fost înregistrate până în prezent 17 cazuri de violență în familie. În urma studierii cazurilor, deci s-a atestat că cele mai multe cazuri de violență predomină așa tip ca violența psihologică, economică și fizică. În cadrul examinării și acordării asistenței s-a constatat faptul că victimele au beneficiat de consultațiile echipei multidisciplinare, inclusiv a unui jurist garantat de stat în vederea obținerii ordonanței de protecție. Îndemn toate persoanele care trec prin așa fenomen să nu ezite să apeleze la 112, nu tolerați, ceriți ajutor!
După ce ofițerul superior care primește și înregistrează victima, evaluează riscul, după care trece la etapa de a efectua un interviu primar, care nemijlocit este consultat și coordonat cu un psiholog care este delegat în cadrul centrului, în vederea atingerii unui scop bine determinat asupra stării psihoemoționale a victimei, astfel încât victima să înțeleagă propriu-zis că aici este primită, înregistrată, ascultată, dar în același timp și ajutată. Centrul de justiție familiară este un serviciu nou, aflat pe piața Republicii Moldova, care vine în suportul victimelor violenței în familie. Noi oferim un serviciu urgent, consiliere urgentă victimelor violenței în familie, de obicei acestea sunt femei, care vin împreună cu copilașii lor, dacă sunt și ei participanți în cazul acestor incidente familiare. Noi ne străduim să oferim cea mai urgentă și oferirea securității atât fizice cât și psihologice a acestei femei și să fim în suportul ei ca ea să continue drumul ei spre libertate. Aici avem dotat un cabinet medical care de fapt are menirea de a investiga acele cazuri de violență grave sau violențele sexuale cât și viol. Fiind sesizate aceste cazuri, noi prin intermediul unui asistent medical, medic ginecolog, cât și un expert judiciar din cadrul Centrului de Medicină Legală, fiind sesizați în acest sens, dumnealor vin aici în cadrul centrului și efectuează acea asistență și acea consultație medicală necesară pentru aceste victime specifice, după care își au acea concluzie în urma investigațiilor, care este remisă către examinatorul cazului. Aici suntem în prima cameră de audieri, pe ecran este cea de-a doua. De fapt, scopul acestor două camere de audieri în condiții speciale este de a concentra toți specialiștii din cadrul echipei multidisciplinară, care au ca bază și drept scop de a urmări în mod vizual și auditiv procesul de interviere a victimei, astfel încât fiecare să-și facă notițe, pentru a nu adresa aceleași întrebări suplimentare și de a revictimiza însăși victima. Aici avem dotat centru cu camere de așteptare, fiind și un mediu de adăpost pentru victime violenței în familie și violenței sexuale în întregime. Aici, pe partea dreaptă, avem prima cameră de așteptare, care este dotată, după cum vedeți, cu totul necesar. Ultimele două sunt dotate anume, în mod special, pentru mame cu bebeluș. Avem toate cele necesare pentru acești copii care trec prin aceste emoții negative și de violență. La fel, în acest mediu de adăpost avem atât un teren de joacă pentru copii, pentru a se izola de acest fenomen urât și dezastruos, cât și o cameră, o sufragerie, unde dumnealor, aflându-se la noi, își pot pregăti mâncare, pot servi un ceai, o cafea. De fapt, aș vrea să menționez că victimele care sunt referite către noi și au nevoie de un adăpost, astfel încât nu doresc să se întoarcă în mediul vicios lângă agresor, dacă încă nu este înlăturat din familie, prin acele prevederi legale care v-am menționat, ori de restricții de urgență, cât și ordonanța de protecție, le oferim o posibilitate de plin de a fi cazate aici, în cameră de așteptare, maxim 24 de ore, după care noi o referim către un alt centru care oferă servicii în acest sens, dar între timp, de către noi, de către angajați, specialiști, această persoană sau toate persoanele sunt monitorizate pe tot parcursul acordării asistenței, nu atât la noi, cât și în acel centru de suport care oferă acest serviciu de cazare pe o perioadă mai îndelungată de timp. Acest proiect unic, fiind o premieră pentru Republica Moldova, racordat la condițiile Uniunii Europene și bazat pe principiul ghișeului unic, a fost realizat direct cu susținerea Ambasadei SUA în Republica Moldova, dar și cu suportul Fundației T2 Moldova și Organizației Internaționale pentru Migrație. Fapt ce le mulțumim în acest sens.